Vă mulțumesc! Acesta a fost momentul Magii Toto. Seară frumoasă! Îmi cer scuze. Vă rog să mă iertați. Dar e finala și vă rog. Lăsați-mă două secunde să-mi revin. E foarte greu că toată țara e cu ochii pe mine. Mi-am revenit. Și când te gândești că totul a plecat de la un magician care avea una, două, trei, patru, cinci și cu una șase cărți, arunca una, două, trei și la sfârșit când le număra avea una, două, trei, patru, cinci și cu una șase. Și atunci am spus, dacă el aruncă una, două, trei cărți și la sfârșit are una, două, trei, patru, cinci și cu una șase, de ce nu aș putea și eu arunca una, două, trei? Pentru că la sfârșit să am una, două, trei, patru, cinci și cu una șase. Și dacă eu pot face asta, oricine poate arunca una, două, trei. Pentru că la sfârșit să aibă una, două, trei, patru, cinci și cu una șase. Și apropo de șase cărți, aici nimic, aici nimic, atenție vă rog, ale, hop! Andra, o cușcă cu trei iepuri. Dar de ce trei? Pentru că 2 plus 2 împărțit la 2 fac 3. Pentru că da, mai întâi faci împărțirea și înmulțirea, pe urmă adunarea și scăderea. Mergeți la școală! Te rog, Andra, doi iepuri sunt albi, unul e pătat. Cu care vrei să lucrăm? Cel pătat. Urmat. Drum bun, prieten drag. Mulțumesc. Nu mai avem nevoie de el. Sper că ești mulțumită, Andra, de alegerea ta. Părinții iepurelui sunt în sală. Dar viața merge înainte. Așa că, Andy, te rog, pentru că doar ai vrut să apeși Golden Buzz, momentul ăsta este fix pentru tine. Aici nimic. Aici nimic. Nu-i nimic. Poate data viitoare găsim ceva și pentru tine. Dar stai! Stați! Stați! Suntem în finală. Nu mai există o data viitoare. Hei! Un evantai în formă... niște cărți în formă de evantai care se transformă în pălărie. Drăguț! Domnule Florin Călinescu! Dacă nici cu scara mea de valori nu vă pot impresiona, ce să mai fac pentru a vă impresiona? Mihai, ce să-i mai fac omului? Ce să-i fac? Să o aduc pe mama pe scenă? Poftim! Vi-o aduc pe mama pe scenă! Mami, vino, te rog frumos! Vino aici! Mama! Și domnule Călinescu, din partea mamei mele pentru dumneavoastră un borcan de zacuscă. Este ultimul pe anul ăsta! Și gospodinele știu ce înseamnă. Dar unde e tata? Tata! E cu ochii pe domnul Călinescu, care e cu ochii pe mama. Îți mulțumesc, mami! Dar domnule Călinescu, cu tot respectul pe care vi-l port, zacusca asta rămâne în familie! Ia-te aici, mami, pleacă cu el! Mihai! Da! Nu trebuie să-mi răspunzi când îți zic numele. Știu cât de mult îți plac numerele de mentalist clasice. Așa că am pregătit ceva pentru tine. De 9 ani aștept momentul ăsta. Zece ore are autonomie. Vă țin aici până dimineață. Și pentru prețul corect pot face același lucru și cu cățel. Asistenta mea o să ia pe cei doi de aici. Îți mulțumesc. Fără ajutorul ei, să știți, nu m-ar fi lăsat să plec din spital. Dar foarte multă lume s-a întrebat de ce nu i-am ghicit cartea domnului Călinescu în semifinale. Normal că am greșit în semifinale. Păi ce mai făceam în finală? 52 de cărți absolut normale, 4 membri ai juriului, 52 împărțit la 4, 13, fix ziua de naștere a mentorului meu, maestrul Retas. Te rog, Andy, zi-mi număr între 1 și 13.
7. Să zicem 6. Andra, să zicem că mi-ai spus și tu, Mihai, să zicem 2. Așa. Iertați-mă, dar mă grăbesc. Okay. Am un botez după emisiune. Invitații mă așteaptă să intru imediat după pește. Să zicem că a zis și domnul Călinescu. Iar cartea la care dumneavoastră v-ați oprit, Superman, te rog. Măi, băiatule, mă termin cu mișcările tale. Domnule Călinescu, vă rog să vă concentrați la ce aveți. Iertați-mă. Acum concentrați-vă. Iertați-mă, mai concentrați-vă o dată. Și pentru că la magicieni nimic nu e întâmplător, cartea pe care dumneavoastră o aveți acolo e fix cartea pe care Mihai Petre a ales-o în preselecții și pe care domnul Călinescu a ales-o în semifinală. Evident, este regele de cupă. Este. Eu am aici numai rege de cupă. Aveam aici numai rege. Exact. Și mi-am pregătit tot momentul cu rege de cupă. Am pregătit și o glumiță. Ziceam, hei, cine e regele? Florin Călinescu! Filariel de 7, că numai 7 am avut-o liceu. Am pregătit un pachet special. Tot cu rege de cupă. Și evident, am pregătit pentru bunica care se uită și are 80 de ani și nu mai vede bine un pachet. Din care... și am dat 5 milioane pe palpala cu ăsta. Superman, dă-mi o mână de ajutor, te rog. Uite, ce mă să pune. Îți mulțumesc. Mă rog, eu sunt fraier că plâng, că Andra, o să fie bine. Inevitabil. Adică regele, ieprele pe care tu l-ai ales a crescut. E student la facultatea de medicină veterinară. Și domnule Călinescu, e normal ca dumneavoastră să aveți acolo un 7 de treflă. Nu de alta. Pleacă de aici. Dar tot pachetul e 7 de treflă. Vă mulțumesc foarte mult! Aici am încheiat transmisia. Acesta a fost Magitot!